Acum ești în viitor, unde nu s-a întâmplat încă nimic. Și de aici mergi mai departe. Nimeni n-a sărit, nimeni n-a încercat, nimeni n-a făcut. Pentru că tu ești unde ești și tu înțelegi unde ești și nu lași pe nimeni să treacă. Da? Ziceam, vorbeam așa cu mine și aud la un moment dat voce. Legea junglei, da? Ei, dar legea marțială, n-ai auzit? Te mâncă cu tot cu legea junglei tale. Ai înțeles? Știi cine mă aude, știi cu cine vorbesc. Acolo e. Bun. Acolo ești și distrează-te. Cine a crezut că a făcut sărătura cuantică, n-a făcut-o. Cât am stat eu, da? N-a făcut-o, a rămas blocată în nu știu ce vise, nu știu ce. Și dacă e să depindă de mine, am plecat cu ei cu toți, blocată în nu știu ce vise. Ai înțeles unde ești? Deci tu controlezi, tu. Nu se bagă nimeni pe fir. Nimeni. E ceva ce se dezactivează în tine. Păi da, sunt energiile alea care, kundalini și mundalini, alea care te vindecă, nu trebuie. Eu știu să mă vindec singură, băbește. Aha, moment dismis, toate energiile care circulă de nebune și îți ridică, îți fac pielea găină. Uite și acum. Se dizolvă. Nu s-au dizolvat, le mai simți? Hai să vezi, hai să simți. Păi da, uite că și aici și amețești și nu... Ai răbdare. Acolo ieși și distrează-te. Da. Treziți mei care... Da? Ăla era programelul. Te trezești și îl omori pe ăla care vine după tine. Îl pleznește, îl nenorocește, îl... Da? Omul venea ca pe timpul Egiptului, cum se băgau faraonii, cu, îngropau cu tot cu averi, cu neamuri și cu da, și sare în altă lume. Asta e fiecare om. Și treziții care erau treziți și care, da, se activa programelul pe ei, pe mama lor. Da? Ei lua toate averile, tot, că nu merită, să nu știu ce. Dar cine hotărăște că merită? Tu hotărăști că meriți sau nu? Tu! Hotărăști că meriți sau nu să trăiești pe pământ, să te bucuri de soare, că e adevărat, că e artificial. Tu hotărăști, uite că mi-a mințele, amețesc. Se desprinde ceva din tine ce nu e al tău, punct. Obișnuiește-te, asta cred că un pic durează, vezi cât. Și când ai zis asta, s-a terminat. Bun, acolo e și... Da, ți-ai mințit să nu vorbești. Adică ce nu trebuie. Okay. Accept, let it go, accept. Și să accept, domnule, cum adică? Că o să fie, o să se ducă omul la pipi și o să fie văzut și simțit de altcineva și lumea paralelă. Și cum adică? Stai un pic. Cum adică? Păi asta e săritura cuantică. Nu e asta săritura cuantică. Ești tu cu lumea ta, nu te vede nimeni ce faci, unde te duci. Punct. S-au activat programele de camere urmăritoare, care s-au proiectat în afară. Înăuntru nu te vede nimeni, n-ai treabă. Nu are nimeni treaba ta. Să zâze, băze, nu știu ce. În viitor mergi, în viitor. Și în viitor nu e așa ceva. Nu e șamanic mod, nu e... cățel pisică, să te duci la Buddha odată să faci cât un om mare și odată țuțurloi din aia, țurțuri ca pisica sau cățelul, sunteți nebun la cap? Sau omul se crede șamanul că e pisică sau cățel și se așează în fața ta, dă jos chiloții și face tâta mare. Da? Știi prin ce ai trecut. Când vedeți așa ceva, știți unde e omul. Omul e în programelul de șaman. El idee nu are că e deja om. El își face treaba, bine mersi în viteză. E foarte serios ce spun și acolo e toată lumea și
te distrează. Care toată lumea, ești doar tu. În lumea ta, ești doar tu. Punct. Spațiu.